Continuăm emisiunea cu cărțile pe față, tot cu ocazia sărbătorii castanelor. A izbucnit un scandal interetnic care a dus la retragerea atribuțiilor viceprimarului UDMR, Pap Zsolt Isván. Ei bine, un scandal care a ajuns până la nivel național. Ce ne puteți spune, domnilor consilieri? Dacă mă întrebați pe mine, orice scandal făcut din orice motiv, bun sau rău, acea persoană publică trebuie să dea demisia din funcțiile care le are. Până la proba contrară, nu știu, n-am fost de față ce s-a întâmplat, deci eu după media am aflat și din declarația primarului. Orice atingere la simbolul național e o fapte foarte gravă, cu intenție sau fără intenție. Și din acel moment eu îi cer public domnului primar să dea demisia. Cui? Domnului viceprimar să dea demisia din acea funcție. Și sunt mai multe motive. Ce argumente aveți? Argumente de... Are deja 2 ani de zile de când e viceprimar și eu n-am văzut să facă ceva care să... acei bani, acel salariu care le ia, să și-l justifice. Părerea mea că Baia Mare putea foarte bine să meargă și mai cu un viceprimar. Poate chiar fără niciun viceprimar. La ce activitate este în Baia Mare, la ce rezultate sunt. Deci nu-l văd pe domnul Pap Zsolt să-l văd și ceva din comun, să facă ceva plus valoare în primărie sau pentru cetățenii din Baia Mare. Aici nu înseamnă etnie, înseamnă băimăreni. Nu înseamnă să fii că ești maghiar sau român, înseamnă să fii român, să fii patriot. Țara asta care aceea te-ai născut, aceea ai învățat, aceea trăiești, trebuie să fii pentru ea. Nu contează, în rest, ce limbă vorbește acasă. Dar și aici pot să vă spun... Nevastă mai e un guraie, că știe toată lumea, că n-am nicio... La mine e foarte sensibilă, cum să fiu un șovin sau ceva, n-am nicio apucătură în așa ceva, dar cum s-a comportat domnul Zsolt, din declarațiile dânsului, declarațiile primarului, din declarațiile oamenilor, va trebui să dea demisia. Asta e o părere personală, nu pierde nimic, va fi alt viceprimar sau nu va fi niciun. Dacă nu va fi niciun viceprimar, va fi un singur viceprimar, bugetul Baia Mare va fi consolidat, va fi un plus. Și pentru că totul a început de la acel termen comercial de Curtoș Colaci, dânsul spunea că această denumire este una recunoscută internațional, fiind chiar marcă protejată la nivelul comunității europene. De asemenea, a dat exemplu de hot dog, hamburger, wafe și multe alte denumiri față de care alții nu au avut obiecții, doar cu acest Curtoș Colaci. Repet, deci nu e un motiv pentru a-și da demisia, domnule Vizău? Eu v-am spus părerea mea. Orice scandal în jurul oricărui demnitar, dacă e din partea dânsului sau a fost acolo, trebuie să dea demisia. Nu contează că e Pap Zsolt, că e Vizău, că e oricine ar fi un ministru. Asta ați discutat cu dânsul? Ați discutat cu domnul primar? Nu, n-am discutat. Domnule Buhan, dumneavoastră ați urmărit acest scandal? Am urmărit, arecum de departe. Mi s-a părut la început acea ieșire a domnului primar așa o glumiță, ca să văd ulterior că lucrurile s-au inflamat și s-a ajuns la retragerea atribuțiilor viceprimarului. Mie mi se pare că a fost o chestiune premeditată, prin care domnul primar vrea să-și anunțe intrarea în Partidul Aur sau în zona naționalismului mai dur. Dânsul trebuie să nu uite că s-a cam perindat prin toate partidele până acum. Cred că și în UDMR a fost numai doar că nu a fost înscris și din calculele pe care unii sau alții le fac, spun că fără voturile maghiarilor nu ar fi reușit să câștige mandatul de primar ultimul, cel în 2020. Deci, dânsul știe foarte bine să creeze conflicte, după care să încerce să-și așeze lucrurile în așa fel încât să fie bine pentru dânsul. Dar eu vă întreb, uitați, am primit astăzi și chiar nu este o chestiune, e o chestie chiar întâmplătoare, de la un domn, Ovidiu Costin îl cheamă, și înscria un mesaj prin care îmi spunea, vă rog să-l întrebați pe domnul primar
de la ce ceremonie oficială, de ce la o ceremonie oficială de acordare a titlului de cetățean de onoare pentru compozitorul Chol Ernő, da, care s-a acordat post mortem, cred că în ședința din 29 iulie, nu a purtat eșarfă tricoloră. Și el a anunțat atunci în plen că nu o poartă din respect pentru cetățenii maghiari din Baia Mare. Da? Deci atunci nu a purtat eșarfa tricoloră la respectivul eveniment de decernare a titlului de cetățean de onoare. Iar acum face niște lucruri care, nu știu, din punctul meu de vedere, ca cetățean care respect toate etniile și încerc să fiu patriot prin modul în care mă comport cu semenii și cu țara, da? Dânsul vine și pune tricolorul doar pe anumite tarabe. De ce n-a fost în caietul de sarcini stipulat? Da, puteți să afișați sau să comercializați doar la tarabele la care sunt scrise în română sau este traducere bilingvă. Și atunci era o chestiune absolut normală. Dar așa să faci un circ ieftin numai pe motiv că vrei să te remarci, că cu altceva nu prea ai cu ce să te remarci în ultima perioadă, dă dovadă de neseriozitate înainte de toate. Eu zic să-l ascultăm și pe domnul Papa Zsolt István, să vedem dânsul ce anume declară. O înregistrare făcută ieri. Astăzi am luat legătura din nou cu dânsul. Spune că a semnat acea decizie prin care a fost înștiințat că îi se retrag atribuțiile, dar cu toate acestea s-a prezentat la serviciu. Să ascultăm. Noi ne menținem declarația pe care am dat-o UDMR Baia Mare în cursul zilei de vineri. Ne-am declarat surprinși absolut într-un mod negativ de acțiunea pe care domnul primar a făcut-o în cursul zilei de joi. Mi se pare nu ar duce nimica constructiv relațiilor interumane din Baia Mare. Știind că Baia Mare, fiind un oraș multietnic, nu s-a confruntat cu asemenea provocări. Și ceea ce este și mai important, și aici ar trebui, pentru că în media de limba română acest lucru cumva pare că este puțin amintit, nu știu dacă voiți sau nu, este că se încearcă cumva a fi culpabilizat persoana, adică eu, ca și cum aș fi adus eu atingere simbolului naționale. Eu, de departe, nu am adus nicio atingere simbolului naționale, dar mai mult de atât, cred că cei care au încercat să folosească acele simboluri într-un mod, nici nu știu cum să zic, să-și bată joc de acele simboluri, punându-le între genunchilor sub grătarele încinse cu cărbuni de la tarabele cu curcă școala, și cred că acolo există o sincopă de a înțelege ce înseamnă a fi patriot și ce, în adevăratul sens al cuvântului. Eu ce am făcut a fost să le zic acelor exponanți că nu sunt obligați să suporte această discriminare, din moment ce, din cele, nu știu, zeci de tarabe sau câte au, nu știu din cap câte au fost, 100 cât o fi fost, numai la 7 sau 8 s-a decis acest lucru. Deci eu ce am făcut, le-am zis că sunt jos. Repet, nu eu le-am luat jos personal, eu le-am dat cumva informația că nu sunt obligați să-l țină acolo, pentru că nu s-a dat o dispoziție în cadrul organizării cum că ar fi obligați să pună acel steag obligatoriu pe standurile unde scrie Cârtă Școlace. Și în mod normal am vrut să normalizez o tensiune creată artificial. Acum ce citesc online este că cum eu aș fi vrut să fac, știu eu ce, atingere simbolului naționale. Eu cred că dacă cineva m-a urmărit de-a lungul anilor,
nu cred că are undeva vreo dovadă că vreodată aș fi făcut vreo declarație înjositoare legat de simbole naționale. Deci noastră credeți... Trăim în statul român, ca și orice alt cetățean, toate simbolurile naționale, cred că chiar le cunosc mai bine și le respect mai în profunzime decât mulți alți patrioți declarați, la nivel declarativ. Cred și sper ca normalitatea să spună cuvântul și să nu fie oamenii atrași într-o capcană perfidă. În primul rând, ca să fii schimbat, trebuie să se motiveze și să se fundamenteze de ce anume vrei să fii schimbat. Acum, fără lipsă de modestie, eu cred că pe cât am putut mi-am făcut datoria. Nu știu, uitându-mă în trecut, dacă foștii mei omologi și-au mâncat atât de mult zilele și energia cât o fac eu zi de zi. Așa că dacă vor să reproșeze ceva, aștept să văd ce anume vor să reproșeze, dar să vină cu niște lucruri concrete și nu cu povești inventate și cu niște acuze, nici nu știu cum să le numesc, niște acuze care sunt făcute de dragul de a lua atenția de la o acțiune prostească și cred că nu știu dacă e calculată sau nu, dar în orice caz o acțiune de prost gust care a avut loc joia. Acum eu înțeleg faptul că oamenii sunt obișnuiți să plece capul. Problema e că unde rămâne caracterul? Adică până unde putem să mergem cu să închidem ochii? Când se întâmplă o nedreptate, cred că e de datoria noastră, ca aleși local, să semnalăm acea nedreptate. Și eu cred că în cazul zilei de joi s-a întâmplat s-a vrut să se creeze o situație de tensiune prin această nedreptate. Și încă o dată repet, patriotismul nu înseamnă să-ți pui steagul, să-ți bagi loc de simbolul național punându-l acolo unde s-a pus. Patriotismul înseamnă să-l respecti pe celălalt, să-ți faci curat în propria ta curte și să pui umărul la dezvoltarea urbei și să-ți pese de oraș. Asta înseamnă patriotism. Adică din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, spuneți că v-ați făcut datoria și n-ar fi motive pentru a fi schimbat. Vreau să văd cu ce motive au să vină, dacă va fi să se ajungă să avem pe ordinea de zi un asemenea proiect. Vor cântări foarte bine dacă intră în această capcană sau rămân consecvență ideii de a face lucrurile bine, idei pe care ei le-au promis în campaniile electorale. Până la urmă, toată lumea a promis ceva ca să ajungă acolo unde este. Nu sunt ipocrit, nu știu limitele, cele proprii. Eu sunt foarte curios în cazul în care vor intra în această capcană dacă va fi să fie. Vorbim acum ipotetic, orice este posibil, dar repet, eu nu pot să vorbesc în numele liberalilor. Atâta pot să zic că eu ca și viceprimar am încercat să întrețin toți reprezentanții partidelor politice, indiferent că era vorba de liberal, de SR, de PMP sau de Coaliția pentru Baia Mare. Și cred că dacă ar fi să întrebați în mod sincer și vi s-ar răspunde în mod sincer de către colegii mei din Consiliu, repet, dacă ar fi sincer cu ei înșiși, nu cred că ar avea ceva să-mi reproșeze. Sincer vă spun. Adică eu
sunt, eu sunt un politician bun, pentru că sunt prea sincer și prea, cum să zic eu, vreau să fie prea corect. Se pare, pare că nu e la modă. La ora asta se întâmplă două lucruri. Unul, s-a cerut oficial, mi s-a cerut, adică mi s-a dus la cunoștință faptul că mi se vor trage atribuțiile de viceprimar, date prin dispoziții, prin mai multe dispoziții de, ale domnului primar, respectiv că se încearcă în unele medii să se să se arate cumva cu degetul către mine pentru o problemă creată de către alții. Deci e așa, știți, e ca și în anii 40. Cam asta e. Mulțumesc, da, domnule viceprimar. Bine, vorbim. Să comentăm puțin ceea ce a spus domnul viceprimar. Dânsul menționează că nu are ce să-i se reproșeze din moment ce și-a dus atribuțiile la îndeplinire. De, chestia e foarte... Vorbim cu ce a vorbit dânsul. Deci dacă are demnitate și este o funcție publică nealeasă, este aleasă de consilier, nu ales de... Deci el a fost ales consilier. Consiliul local l-a ales viceprimar. Și dacă n-ai nicio atribuțiune, cum a spus-o, pentru ce nu merge la servicii? Dar dumneavoastră ce îi reproșați de fapt? Faptul că s-a implicat în acest conflict? Nu, îi reproșez mai pur și simplu faptul că n-are niciun fel de atribuțiune, ce mai merge la servici? Ce nu dă demisia? Dacă nu-l vrea cineva în echipă, pleci. Da, ce îi reproșați? Repet. Eu în momentul ăsta legat de acest scandal, nu știu ce ce a făcut acolo, nu știu. Că n-am nu e bun ca viceprimar? Da, eu părerea mea că nu e bun, de 2 ani de zile nu e bun. E o părere personală. De ce n-ați ridicat mai repede această... Am mai spus-o. Eu personal am mai spus-o. Această situație da. Consiliului. Deci el are avut 5% voturi în Baia Mare. Are doi consilieri. PNL-ul are 7 consilieri și nu are viceprimar. USR-ul are 4 consilieri, nu are viceprimar. Cum a reușit să facă? Prin... Cum a spus dânsul, politice care au fost... Nu. El a făcut exact ce a fost supus primarului 2 ani de zile. N-a ieșit din cuvânt, n-a făcut absolut nimic decât ce a spus primarul. Și acum ceartă primarul. Deci unii demnitatea care o are dânsul acum? Unii demnitatea. El fără domnul primar nu era viceprimar. Ce mai discutăm? Acum face el lupul moralist. Hai să fim serioși acum. Deci nu are valoarea de viceprimar. E o opinie personală și pot să-mi comentez. Cu ce a greșit domnul primar? Legat de ce? A greșit când a ales viceprimar. Aia a fost greșeala dânsului. A greșit. O părere personală. Îi reproșați ceva domnului viceprimar, domnule Buhan? Eu, sincer, vă spun, eu colaborez cu dânsul. Avem o comisie a cărei președinte sunt de monitorizarea proiectelor din fonduri europene. Și eu colaborez foarte, foarte bine și mi se pare în discuțiile, acum public probabil că nu s-a putut exprima de fiecare dată la nivelul la care gândea. Dar în discuțiile private, mie mi s-a părut că e un tip echilibrat. Deci care... Eu nu am fals atunci, dacă îți mințesc. Probabil. Eu vă spun ați spus exact acum, mi-aș arătat că eu nu am fals. Și prin fiecare asta n-are ce căuta acolo. Eu nu, deci el în discuțiile pe care le avea are fără... opinie și când e în fața primarului era altă. Eu nu știu dacă e așa. Că am văzut la vot chestiile astea. Da, bun. Acolo... Deci la vot se vede că ai opinie și când votezi invers. Ce să mai discutăm? Domnule... Câte proiecte am inițiat și dacă ei vreodată ne-au dat vreun vot? Domnule Bizău, UDMR-ul nu avea viceprimar dacă PNL-ul nu-i vota viceprimarul exact, și nu avea exact înțelegerea cu Kerecheș. De la început, pe cei doi viceprimari. Nu vorbim de înțelegere, vorbim aici de faptul concret. Nu, vorbim de cum a ajuns Pablo, e adevărat. Da, și am spus că nu are valoare. Eu zic că trebuie PNL-ul și ceilalți. Poate s-a greșit acum când l-am votat. Uite, acum vrea să-l dea jos. Care e problema? Eu cred că este... Eu n-am nicio problemă. Eu n-am nicio problemă, dar trebuie la fel, cred că dacă... Nu dăm vina pe PNL și USR. Trebuie să vedem niște lucruri. Trebuie să vedem concret ce se întâmplă acum. Nu. Trebuie să vedem cine l-a pus odată acolo, da? Deci, iar atitudinea lui de acum, mie mi se pare o chestie echilibrată. Dincolo de orice. Și la început, cum a văzut
Poftiți? Și în 2 ani de zile când a votat, nu mai cum a fost zic, atunci? Ca să a respectat înțelegerea, nu? A respectat înțelegerile. Când cu cine? Cu noi. Nu știu cu cine. Păi n-am avut înțelegere. Cine a votat vicepreședinte primarii? USR-ul a ieșit din sală la vremea respectivă. Dacă aveam înțelegere cu PNL-ul, vedeam niște proiecte, n-a sunt niciun proiect. USR-ul a ieșit din sală și atunci cine a votat? Păi cine a rămas în sală? Toți aceia l-au votat pe Dăncuș și pe Pav Jolt, viceprimar. Și atunci despre ce povestim? Noi am ieșit din sală ca să nu putem fi acuzați că, de fapt, votul fiind secret, nu l-am votat. Eu te respect părerea și n-am nicio dar acum, dacă îndreptăm ceva, de ce să hai să o îndreptăm? Domnule Bizău, am greșit. Poate, de am ce greșit? Nu a ieșit PNL până în acest moment? Am stat de vorbă și cu liderii ai PNL. De ce nu au ieșit cu un punct de vedere? După ce dumneavoastră a spus ieri că veți iniția un proiect de hotărâre prin care domnul Pacjolt Ișvan să fie schimbat din funcție. Da, și datorită nu are atribuțiuni, foarte simplu. El nu are ce căuta la serviciu, dacă nu are atribuțiuni, ci pentru ce vii iar salarii? Pentru nimic? La mine e foarte simplu, primarul a retras atribuțiunile, pentru ce mai vine acolo? Am cel mai bun argument. Pe de altă parte, și dânsul așteaptă, așa cum am menționat, să-i se spună cu ce a greșit, ce n-a făcut ca să vadă. Eu sunt convins că în primărie sunt autorizați toți. Vorbea și de o capcană perfidă. Unde e capcană? Nu știu, vă întreb pe dumneavoastră despre ce capcană. Eu nu văd nicio capcană. Eu văd că au fost niște discuții acolo. N-am fost de față. Dacă eram de față, aveam un punct de vedere. Nu m-am nici să transmite pe media, pro și contra. Deci când e un scandal și când ești demnitar, îți dai demisia. Nu ești, noi ești la serviciu politician. Acolo faci de hobby politica. El o face pe bani. Noi facem din hobby. Aici de față. Deci nu facem pentru a avea... A trebuit să-și dea domnul Pav Jol demisia? În opinia noastră, ca și consilier, sunteți coleg cu dânsul. Orice demisie ar trebui să fie motiv, adică să fie argumentată pe o motivare, da? Sau de ce s-a ajuns la această demisie. Deocamdată, părerea mea că este o chestiune artificială, da? Creată probabil în laboratoarele interne din primărie, unde se fac jocuri și știm cine e sforarul șef. Și mai departe vedem cum evoluează lucrurile. Adică dacă Consiliul Local l-a pus pe Pav Jolt acolo, Consiliul Local trebuie să-l dea jos. Dacă există un proiect de hotărâre în direcția aceasta. Dacă va fi un proiect de hotărâre joi, da? Joi aveți ședință de Consiliu. Da. Nu știu dacă mai e timp să fie introdus. Nu știu dacă va fi introdus pe ordinea de zi suplimentară. Vom vedea. Veți vota pentru? Mie mi-e greu să spun la momentul ăsta. Trebuie să văd niște argumente, trebuie să fie niște discuții interne în partid, adică eu nu pot lua niște hotărâri așa să zic că votez sau nu votez la momentul domnule acesta. Domnule Bizău, ați discutat cu șefii de la partid? Pentru că singur nu puteți lua decizia. Discuții telefonice. Ce vi s-a spus? UDMR-ul e în coaliție la guvernare cu PNL-ul. Unii membri nu sunt de acord, alții sunt de acord. Să vedem, se va lua o hotărâre și acolo. Dar eu, părerea mea e, dacă nu are atribuțiuni, să plece acasă. Simt. Dumneavoastră strângeți semnături pentru... Eu nu sunt semnături, eu inițiez un proiect de hotărâre dacă va fi acceptat de colegi. Ok, dacă nu, asta e. Deci, cel mai bun argument, nu are atribuțiuni. Un om care să leagă de o funcție, de un serviciu, înseamnă că are probleme. Ați fost amenințat cu excluderea după inițiativa de ieri, domnule Bizău? Unii din colegi au spus da, că să mă excludă. Alții zic, foarte bine, spuneți-mă dacă aveți motiv. Deci, unul din atribuțiunile consilierului să facă hotărâre de consiliu. Bune, rele, colegii vor hotărâre. Care ar putea fi viceprimarul din partea PNL, domnule Bizău? Dumneavoastră? Altcineva? Nu știu cine poate să fie. Deci, acum e o hotărâre de birou politic, se poate face. Sau încă o chestie, o hotărâre a colegilor. Colegii hotărăsc, că ei votează, nu politicii. Ce se poate schimba în consiliul local dacă PNL ar avea viceprimar? Păi dacă ar avea viceprimar, ar avea un cuvânt de spus în administrație. Deci la Baia Mare, în municipiu, noi n-avem nicio pârghie. Pe ce vă bazați? Un om care e de valoare, care poate să facă anumite proiecte. Domnule Buhan, s-ar schimba situația dacă ar fi un alt viceprimar, altă culoare politică? Eu zic că nu, la momentul acesta. După cum văd lucrurile și modul în care domnul primar colaborează cu oricare dintre subalternii pe care îi are, nu s-ar schimba absolut nimic. Eu, până la urmă, admir cumva poziția asta a colegului Pav Jolt, da? Că măcar din poziția respectivă face o opoziție cât de cât. Pentru că domnul primar, în general, se înconjoară de iezmeni,
Vedeți că mai nou ne spunea cât e de slab Consiliul Local, pentru că există opoziție în Consiliul Local, față de alte mandate unde nu crângea nimeni. Până acum, după obzionare, nu are nimic de pierdut. Ne-a dat afară, deja comentează. Până acum nu a comentat niciodată. Ei, da, când ne vede că nu mai... Aici mi se pare că nu are interes să comenteze acum, fiindcă nu are nimic de pierdut. Dacă de pe lume comentează. Da, da, simplu. Dacă el știe mai mult decât știm noi să că spună. S-a lucrat în spate, să spună. Probabil că o să spună la un moment dat. Dacă spune, atunci mi se pare... Că câștigă, da, sigur. Mi se pare corect. Adică sunt niște lucruri... Dacă, niște dacă n-a spus nimic, e o problemă și pentru el. Că a ascuns ceva. Conform legii, e o problemă. Da, și dacă poate că va veni cu declarații în perioada, în perioada următoare. Să spună atunci. Dacă el spune cum e așa drept, să spună. Da. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc. Aici sunt de acord să spună exact care este problema. La final aș vrea să mai îmi răspundeți încă la o întrebare. Despre suma aceea, 4,5 milioane de euro pentru iluminatul public, iluminatul ornamental. Nu știți? Da, este o sumă de 22 de milioane de lei. Da. Cred că e un contract multianual, că așa se obișnuiește la noi, să se facă contracte multianuale. La fel se vor face contracte multianuale și pe dezăpezire, că doar avem bani de unde să plătim. Și sunt câteva firme care o vor duce, indiferent de criza economică, o vor duce extrem de bine. Da? Uitați-vă dacă la dezăpezire sunt restanțe la facturi, uitați-vă dacă la iluminat ornamental sunt restanțe la facturi și uitați-vă la celelalte servicii pe care le prestează unii sau alții pentru Baia Mare, dacă sunt restanțe și care este suma facturilor neachitate și a arieratelor la momentul acesta. Deci nu e nimic nou pentru noi, se driblează Consiliul Local în așa fel încât sumele respective să nu intre în aprobare de proiect de hotărâre și cam despre asta este vorba la momentul acesta. Pentru mine nu este o surpriză și atâta timp cât actuala administrație va administra orașul Baia Mare, Baia Mare va rămâne un oraș sărac și înapoiat, din toate punctele de vedere. Deci nu știu despre acest proiect, habar n-am fost, n-a fost în Consiliul Local, nu s-a prezentat. Și n-a fost acolo. Da, este pe SEAP. Deci e într-o licitație. Nu știu. Iluminat ornamental de sărbători în municipiul Baia Mare, 22, peste 22 de milioane de lei. Mi se pare o sumă foarte mare, deci bani foarte mulți. Nu știu cum justifică aceste sume, chiar nu știu. Păi acum de sărbătoarea castanelor au fost... Sigur, domnul Tăncușu spune că acum este un contract cadru și nu este... nu se va consuma întreaga sumă. Atunci s-a trebuit... Dar în condițiile în care să se facă economii, dar își permite... Instabilitate, nu bugetul e foarte sărac la Baia Mare la ora actuală. Deci sunt instabilitate că trebuie să ia măsuri, să verifice. Deci asta eu ca și consilier pot să pun o întrebare, atât pot să fac în Consiliu. Să-mi dea răspuns da sau ba. Altceva nu pot să fac. Decât la alegerile viitoare, când va fi un alt candidat la primărie, sper. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vom vorbi și despre candidați pe viitor. Vă mai aștept. Vă mulțumim. Mulțumim de invitație. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. O seară bună să aveți. La revedere.